Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Că nu terminăm nici mâine. Așa, așa. Băi, Ricky, tu ai auzit cum ți-am zis eu să tai ardeiul? Ți-am explicat cum sper de oră, nu? Le-am explicat, mă, 15 minute, mă, am stat de vorbă cu ei. Ți-am să lași cu tot, cu semințe, să-l tai rondele, așa, subțire. Ok, și imediat. Nu mai, tai ardei rondele! A, doar așa. Subțire, bă, nu! Ce dor, ce chin, ce jale. În echipa dumii tale. Dacă ai nevoie, du-te pe spate, da? Că nu stă deloc, uite cum să face. Mută-ți o tigaie pe spate, Dorine. Bă, dar trebuie să vă spun chiar așa. Bă, taie-le și tu pe toate egale. Aia e mică, n-am ce să fac cu asta. Păi așa e cartofi. Cu chichineața asta e altul, cu asta n-am ce să fac. Ofo! Ce dor, ce chin, ce jale, bă! Sorine! În echipa dumii tale. Hai, Ricky, ce dracu faci acolo? A băgat tu, stai, da. E de afară! Când mă uit în tigaie, Ricky avea căței de ustură, uite, ia țeșa, feliuțe. De afară! Ți-am zis, tocamărunt! Tocamărunt, șef? Ăsta nu-i tocamărunt! Imediat, șef! Aruncă-l din tigaie! Se arde, asta ți-am spus! Oh, șef, scuze-mă, șef! Oh, șef, pac, aruncă, nu știu cum l-a scos de acolo cu mâna, l-a pus pe tocător plin de ulei, fătut. Tocamărunt, ți-am zis, tocamărunt! Unde e ghimbirul? Ghimbirul acolo este, o să cărățăm imediat. Unde e ghimbirul? Ghimbirul tăiat mărunt. Eu cred că a făcut confuzie. Le-am zis usturoiul tocamărunt și ghimbirul Julien, așa. Le-a făcut exact invers. Bă, dacă nu înțelegi, intreamă, mă, Ricky! A zis, am început într-un mare fel. Dar, bă, dacă știam că nu poți să-i tai, cum îmi stă, mă, mie rața pe aia, mă? De rondele mele de cartofi al tău și poți să tai cartoful la dulce, că se taie greu al naibii. E foarte dur și nu poți să-l tai. Chiar nu poți să-l tai. Câtă forță aș avea eu. Dar nu poți să-l tai. Păi cheamă pe altul și fac cu altceva. Vrei să-l fac eu? Haide, na, tai tu. Așa, ce mare lucru. Nu poți, nu poți. Săraca se chinuia. O vedeam că se chinuia, nu putea să-l taie. Am înțeles că e greu. Ia vin la mine. Trebuie să-l termin de spălat și apoi când ajungem acolo vorbim. Bine, mă, taie tu, că eu dau. Chiar nu poți să-i tai, îmi bat picioarele, nici nu-mi ies. Într-adevăr, e micuță fata, e poate și obosită, e 22 de ani, e o copilă. Fac schimb cu Victorina și mă ocup de ridichi. Vezi că vreau să fie ca asta. Așa, haide. Așa. Clar, șef vrea cartoful perfect. Hai, pune lângă jos că-ți dai seama dacă e la fel, mai înalt un pic. Îl dăm un pic, încă un pic. Ok, atât. Ok, mi l-am pus deoparte și am început să iau măsura. Atât, 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 atât. Bă, cât ai pus, mă, fata? Am pus două. Mai pune, mai pune niște apă și ulei pentru că ai pus de la mizerie de aia multă. Pune o mână. Nu, așa. Iei cu mâna și dai drum. Și dă-te. M-a surprins foarte tare Kid cu atitudinea asta luptătoare de a reuși să ajungă până în ultimul battle, în battle 17. Bravo! Hai, ai cartul ăla îndemână? Până acum stăteam foarte mult în spatele celui care era mai neajutorat. Încercam să-l pun să lucreze și să descopere lucruri în bucătărie. Cu Kid n-am apucat să fac asta, pentru că de Kid chiar am avut nevoie ca viteză. Kidule! Da, șef! Lasă-le pe alea, vină-mi cu acea care să prăjești repede. M-a impresionat foarte mult felul în care a pus sosul la treabă, de fiecare dată. Pune-mi o picătură pe fiecare farfurie. A pus echipa pe primul loc și a încercat să-și depășească condiția mereu. Și el e băiatul cu plantele, de fiecare dată pune plantele la final. Vezi că dai doar într-un singur loc. Scuze, șef, eram atent între trei locuri. Hai, fii atent acolo, că stau eu cu mâna ta, hai! Cătălina Marand i-a gătit pentru echipa asta și a dus greu de fiecare dată. Și n-a zis niciodată, nu pot. Adică motto-ul lui a fost întotdeauna, oi, șef. Dați-mi, șef, că-ți fac. Lasă-o, mă, dă-ți altă treabă. Cătălin de fiecare dată a zis da. Facem. Nu conta cât e de greu, nu conta cât e de târziu, nu conta. El, da, facem. Și mi-a plăcut foarte mult întotdeauna determinarea asta. Băi, aia trebuie să fie fiartă, să fie gătită și să aibă consistență de... să nu fie consistență de cruciferă în ea, da? Florin e genul de bucătar foarte talentat. Cunoaște bazele bucătăriei moderne, reușește să surprindă de multe ori cu tot felul de inovații, tot felul de chestii, adică vizionar. Florine, da!
Pregătește-mi spuma și tot ce mai am de pregătit. Iar Ștefan Borleanu mi se pare că e un tip foarte calculat. Nu îi place să păcălească meseria și asta e wow. Bă, băieți, Chidoazi sare. Da, mă, mai dai. Mai dau? Mai dai, da. Mi se pare că e la limită. E superbă. Dă-mi și mie sache de acolo. Imediat, șef. Băi, uite-l acolo, îl varsă, bă, uite-l, bă. Când mă uit în tigaia Richel, mă, era plină de ulei așa. Bă, plină de ulei. Bă, Richel, ai pus tot uleiul ăla de la pasta de ardei într-un singur ou. O, de ce? De ce? Mai bună, șef. Cine ți-a zis? Scuze, cine a zis? Ți-am zis eu? Scuze, șef, dar ieri și ieri i-am făcut. Bă, ți-am zis eu? Scuze, șef. De seama, l-a luat și a pus direct de deasupra. Tăi era stratul de ulei în borcan. Eu am crezut că știu ce trebuie să fac, dar în fapt eu nu am înțeles și greșeala de n-am întrebat este vina mea. M-ai întrebat? Nu, nu, scuze. Ia de-asta în coace, mă. Am dat și vreo două palme. Băi, zic, am vrut să-i șterg tatuajul. A, nu, șef, scuze, șef. Bă, scuze, șef, da, de ce nu, scuze? Și eu, a, șef, nu, nu, nu e bine asta. Nu, nu, străzeți mă, la cu stânta. Da. Câte minute? Haide, bagă-l acolo, la 180. Grijă, trec! Bă, la un moment am avut virusul. Bă, nici mai pot să mă mai supăr. Nu, șef, da, da, nu vrea să, I don't want to make angry for you. Vigi. Acum zic, o dau din plâns în râs, că nu o să mai poate cu ei. N-ai cum, n-ai cum. O, arată super bine. Hai! O, scuze! Da, scuze, scuze, șef, mamă! Păi unde, unde-i Pirou? E Atos, Portos și Aramis. Și D'Artagnan. Și cam așa sunt. Adică au chestia asta toți pentru unul, pentru toți. Și îmi place mult de tot la ei treaba asta. Au înțeles foarte clar ce înseamnă spirit de echipă de la bun început. Băi, băgăm, stai! Băgăm cațapul și noi, mă! Încet! Trufă și conopidă velute pentru sos. Mai dă-mi și pe aia. Bagă, mă, bagă! Uitându-mă cum se încropește toată farfuria asta ca să ajungă să arate cum arată, mă la ei și îmi dau seama că, bă, sunt foarte tineri și felul în care ei gătesc sau felul în care ei văd mâncarea îmi face să-i apreciez foarte mult. Mamă! Îi mai dau un pic de lecitină. Băi, mai des, ia vină mă să guști de asta. Gustă sos. Hai, piureul mi-a ieșit exact așa cum îmi doream, la cremozitate n-a mai fost nevoie să-l mai dau prin sită. Asta-i sunetul care îmi place! Hai, băieții! Haide! Preparatul nostru va conține 3 Saint-Jacques, monkfish poșat, un sos de pește, un piure de conopidă, un piure de sfeclă, tuilul pe care l-am făcut, frunzele de busuioc prăjite și piele crocantă de pui. La final vom adăuga și o spumă de sfeclă și un ulei verde. Minutul 23! Da, șef! 6 minute trebuie să începem plating-ul! Da, șef! Da, șef! Da, mă, dar vreau mai subțiri, mă, că-s gura să stați niște bastoane, mă! Bine, șef! Când o să-l prăjiști, ăsta gros! Dacă ăla gros nu se prăjește, sau dacă aștepți ca ăla gros să se prăjească, la subțire deja e ars și este amar. Tot uleiul afară și vreau după aia cartofi. Hai mai repede, Victorina! Da, șef! Doar aia care ți-am zis eu! Da! Nu, bă, doar aia, mă! Vreau și îmi doresc atât de tare să fim cu farfurie în timp, toate elementele pregătite, puse în fața noastră. Măcar în ultimul ceas, Doamne, să-i arătăm lui omul ăsta că noi ceva am învățat. În început emisiunea asta avem palba așa un pic aici, așa, și un pic pe părți, acum să pe la ceafală. Nu există așa ceva. Când le scoți, șterge tigaia din nou de ulei și apoi iară cu ulei, dar pune cât cu lingura. Nu mi-a ieșat tuilul ăla, dar ar naiba să dea, că și data trecută l-am făcut și mi-a ieșit perfect, dar acum nu ieșa, nu înțelegeam de ce nu iese. Nu ieșa, era, ori era prea mult ulei, ori era prea multă apă, ori era prea multă făină, dă-i mai pune ulei, mai pune apă, iar fă test. Tot nu mergea. Nu, Victorina! De ce, mă, de ce? Iar pun apă, iar pun ulei, iar nu merge. Mă enervez în pana mea că nu merge tuilul ăsta. Mă enervează dantela asta, că nu iese. Fă măcar una mare și după aia o rupem. Dacă ți-ți ia o tigaie ca lumea asta, se duce totul pe margine. Unde dracu ați învățat să faceți alea? Ia uite sau watch this one. The same faceți, ia? Oh. Ricky este împrăștiat și în viață de zi cu zi. Adică uită unde își pune unele chestii. Oi ca, oi ca. Pe noi ne întreabă dacă nu am înțeles ceva, dar pe șef nu-l întreabă pentru că e rușine să întrebe. Asta e problema. Can you remove? Aici, șef. Ok. Pregătește-te, pregătește-te.
Da, da, e bine, e bine, e bine. Eu am început de alta treaba pe lunga. Am tăiat de vânata puțin, ajutat de Dorin, că Dorin a făcut deja de taie de vânata. Șef, scuze, șef. Hai, vreau să pun mâna, eu nu pot să pun mâna. Pune și tu mâna pe aia, vezi unul. E gata sau nu e gata? Facă-mă termometru, ce dracu, are termometru. Mers, s-a scos afară, tava. Am verificat un piept de rață, avea 58 de grade. Dar ce să dau limba? Astăzi, eu fiind la carne, mi-am mers cu carnea exact ca la carte. Hai, Ricky, hai, Ricky. Astea sau negri? Băi, dacă nu le faci și pe partea asta, sunt negre. Așa este. Am terminat aici. Pune, bă, pe foc, bă, Ricky, băi. Ricky m-a pus pe genunchi. Nu se poate cu Ricky, nu există așa, nu, nu. Pune-le, bă, cum o fi. Mai pot 20 de minute! Băi, hai să gustați! Acum, șef. Acum reparați eu dacă aveți ceva de reparat. Trebuie să montăm farfuria, mai avem 20 de minute, avem nemontat 14 farfurii. Ce gust are? Ziceți-mi gust. Are de toate. Mamă! E umami. Erau oamenii mega mulțumiți, adică atunci îmi dai ochii peste cap și zici wow, 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 wow și ok, foarte bine. Dacă e așa, e perfect. Îți stă creierii în loc? Da, șef. Asta trebuie să fie. Da, șef. Hai! Bă, doar lingura e senzație. Adică pur și simplu lingura aia așa, cu toate culorile astea, alb, roșu, negru. Dar în momentul în care facem o farfurie completă. Hai, plating, plating. Mai dăm, nu mai ai? Încolo, doar plating, hai, vizia hai. Toată lumea. Doar un sfert. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.